Bine v-am regăsit, bună dimineața, Doamne ajută, bun regăsit la Face Press, ediția de astăzi, marți 17 iunie, la Neptun TV și Radio Dobrogea. Începe în acest moment foarte multe subiecte și astăzi avem pentru dumneavoastră. Unele bat spre optimism, altele bat spre pesimism, așa e în presă, găsești și bune și rele. Uite, un exemplu e de exemplu știrea asta cu Schumacher. Știți că celebru pilot de Formula 1 s-a dus la schi, a suferit un accident groaznic și de vreo 6 luni este în comă. Și-a revenit, oarecum și-a revenit. Presa s-a aruncat și la titluri din acestea foarte mari. Surpriză de proporții, Michael Schumacher și-a revenit. Medicii sunt rezervați, spun că da, într-adevăr își va reveni, dar în niciun caz nu putem vorbi de o recuperare completă, de a merge cum mergea înainte și așa mai departe. Adică urmările vor fi destul de grave, să spunem așa, destul de nedorite. Dar asta cu Michael Schumacher e o chestiune mai mult de imagine, pentru că este într-adevăr un personaj renumit la nivel european și mondial, pentru că este pilot de Formula 1 și uite, a pățit un accident stupid nu în timpul competiției, ci la un sport de recreere, s-a dus la schi, că doar nu făcea schi de performanță. În schimb, ce se întâmplă între Rusia și Ucraina, asta chiar este o problemă. Primul subiect dur în Face Press, Rusia a asistat livrarea de gaze naturale către Ucraina pe principiu că are datorii Ucraina și că n-a plătit în avans. Asta e de comentat cu plata în avans. Avem un material video și revenim. Gigantul energetic rus Gazprom își liniștește consumatorii europeni și asigură că va livra întreaga cantitate de gaze naturale conform acordurilor existente. Volumul de gaze destinat consumatorilor europeni este furnizat conform contractelor, iar Naftogaz este obligată prin contract să asigure tranzitul acestui gaz. Precizarea vine după ce astăzi compania Gazprom a asistat total livrarea de gaze naturale către Ucraina ca urmare a eșuării negocierilor dintre cele două părți privind plata datoriilor. Reacția Kievului este una tranșantă. Nu este vorba despre gaze. Este planul general al Rusiei de distrugere a Ucrainei. Este încă o etapă a agresiunii Rusiei împotriva noastră. Ucrainienii nu vor scoate din buzunare 5 miliarde de dolari în fiecare an pentru Rusia, care își cumpără din acești bani arme, tancuri și avioane pentru a bombarda teritoriile ucrainene. Mutarea făcută de ruși a stârnit imediat îngrijorare în rândul europenilor, care s-au temut că vor rămâne fără rezerve de gaze naturale până la iarnă. Șeful Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a adresat un apel pentru reconciliere, în timp ce gigantul rusesc a anunțat deja că nu va mai livra de acum gaze naturale Ucrainei decât cu plata în avans. Și Statele Unite îndeamnă Rusia să reia negocierile cu Ucraina pentru stabilizarea situației din regiune. Gazprom, în schimb, spune că nu mai are obiect de discuții cu Ucraina. Imediat după ce am pus în aplicare regimul de plată în avans, am și deschis un proces la Curtea de Arbitraj de la Stockholm pentru a ne recupera datoria de 4,5 miliarde de dolari. Arbitraj. La rândul său, compania ucraineană Naftogaz a înaintat plângere forului de mediere din Suedia, prin care cere stabilirea unui preț echitabil pentru gazul pe care îl primește de la Gazprom. Uniunea Europeană importă din Rusia un sfert din necesarul său de gaze naturale, iar o jumătate dintre acestea trec prin Ucraina. Da, problema este, după cum vedeți, destul de dureroasă, pentru că, pe lângă faptul că ucrainienii vor rămâne fără gaz natural, majoritatea conductelor care duc gazul spre Europa trec prin Ucraina, dacă ne aducem bine aminte și adevărul o face. Prin 2009, în ianuarie, în plină iarnă, Europa s-a trezit cam fără de gaz, ca să spunem așa, pentru că Ucraina sistase gazul rusesc care trecea prin teritoriul ei către Europa. Bine, în 2009 era altceva. Ucraina era mult mai apropiată de Rusia. Acum Ucraina e mult mai apropiată de Europa, dovadă că și încearcă să cumpere gaze naturale de la europeni, dar Europa nu prea vrea să-i vândă gaze Ucrainei, pentru că n-ar face decât să pună chiar gaz pe foc, pentru că ce să-i faci, Rusia de fapt face treaba aceasta, mai mult urmarea conflictului
dintre Ucraina și Rusia a izbucnit în urmă cu ceva vreme și ei invocă plata unor datorii, că nu s-au plătit la timp, că nu știu ce, dar mi se pare mult mai interesant modul în care pui problema, așa rusește, adică, domnule, îți plătești datoria și după ce îți plătești datoria, o să plătești și în avans ce-ți dau eu, adică plătești dinainte. Unde s-a mai văzut așa ceva? Nu știu dacă se obișnuiește prin lumea comercială așa ceva. Cert este că Rusia s-a hotărât să joace în forță. Ăsta este un semnal, de fapt, pe care Rusia îl trimite atât Ucrainei și, dacă vreți, și Europei, care deocamdată n-are de ce să-și facă griji la un loc cu România. Avem un alt material video care vrea să ne liniștească. România este ferită de problemele legate de sistarea alimentării cu gaze rusești, pentru că ucrainienii nu pot opri chiar toate conductele care trec pe teritoriul lor cu gazul rusesc. Să vedem materialul. Premierul Victor Ponta spune că situația din regiune se menține tensionată pe fondul crizei ruso-ucrainene, dar că România nu va fi afectată de măsurile Moscovei. După ce Rusia a asistat livrarea de gaze către Ucraina, premierul român a dat asigurări că țara noastră are suficiente rezerve. Pe termen scurt, 6 luni, nu este niciun fel de problemă, nu avem rezervele necesare, însă cel mai important lucru este în toată scena politică să avem stabilitate și predictibilitate. Victor Ponta a cerut Parlamentului, Guvernului și autorităților locale să transmită același mesaj, și anume că este o perioadă în care România are nevoie de stabilitate mai mult decât orice. Premierul a spus că a discutat despre rezervele de gaze și cu ministrul delegat pentru energie, Răzvan Nicolescu. Acesta din urmă a anunțat că avem deja stocate peste 1,4 miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar producția internă depășește în acest an consumul național. Nicolescu a precizat totodată că le-a cerut producătorilor români să amâne revizia la sonde pentru ca producția să fie maximă. România nu se va afla în situația apariției unor probleme în furnizarea cu gaz natural, nici chiar în lunile de iarnă, unor probleme majore. Suntem pregătiți, avem un plan pentru cea mai dificilă situație care ar putea să apară. Analiștii politici cred că prin sistarea gazelor către Ucraina, Rusia a trimis primul mesaj de forță. Radu Tudor este de părere că Moscova exploatează astfel avantajul economic în dispoziție cu Europa Occidentală. E semnalul cel mai serios că escaladarea tensiunii între Ucraina și Rusia nu se va opri. Cred că Occidentul va trebui să înțeleagă acest mesaj de forță. Decizia de oprire a gazelor a fost luată la începutul verii și știm bine că nu există un consum foarte mare în Europa Occidentală și nici o presiune din punct de vedere politic nu poate fi pusă asupra Moscovei cât timp consumul este scăzut. România importă 20% din consumul intern de gaze de la ruși. Analiștii cred că diferența poate fi acoperită cu ușurință din resursele de energie alternativă și cu ajutorul hidrocentralelor și termocentralelor. Despre decizia Moscovei și efectul pe care îl poate avea aceasta pentru țările europene importatoare ale gazului rusesc, veți putea urmări un amplu material la Știrile Externe. Da. În toată ecuația asta a războiului gazelor, nu s-a rostit un cuvânt magic. Gazul de șist. Eu cred că Rusia, mergând în etapa asta de semnal de forță, n-a făcut decât să provoace America. În momentul ăsta America va veni și va spune: iată, e posibil să aveți probleme din cauza Rusiei cu gazul, și iarăși o să se așeze pe tapet problema gazelor de șist. De altfel, sfârșitul materialului pe care tocmai l-am urmărit pomenea ceva de resurse alternative. Asta cu suplinitul gazului din hidrocentrale, nu știu cum s-ar putea face, că una e gazul și alta e curentul electric. Mă rog, să zicem că sunt zone unde s-ar putea suplini, dar totuși gazul e gaz. La aragaz nu o să bag curent electric. Pot să fac eu mâncare la plită electrică sau la microunde, nu prea pot să fac prea mult timp. Mă gândesc așa. Deci, în toată ecuația asta nu s-a rostit un cuvânt care cred că se va rosti în perioada următoare, și anume Europa și gazele de șist. Asta cred eu, pentru că lucrurile sunt din ce în ce mai complicate în războiul ăsta economic intraplanetar în care ne aflăm între marile puteri, și victimele sunt bieții oameni. Uite, am găsit o știre pe un cotidian din Germania, Neues Deutschland, care este un socialiste, Tageszeitung, ceva de genul ăsta,
Deci, nu știu cum vorbesc germanii germana, dar înțelegeți-mă, nu știu o boabă. Dar mi-a atras atenția știrea că am văzut prima dată căpșuni. Pentru că au ce căpșuni frumoase au pe aici. Când colo despre ce era știrea, despre sclavia modernă din Germania. Luptele pentru putere scot la iveală faptul că și țările avansate, din punct de vedere economic, mai fac apel la sclavie modernă. În luptele politice pentru instituirea salariului minim, în Germania apar forme de sclavie modernă. De exemplu, în orașul, în zona Thüringen, aproape 700 de muncitori sezonieri, căpșunari, cum le spunem noi, au fost supuși unor condiții de trai sub limitele umane. Ferma deținea 600 de hectare pe care se cultivau căpșuni și cartofi. Oamenii primeau mai puțin de 3 euro pe ora muncită, în condițiile în care statul german vrea să adopte salariul minim de 8,5 euro pe oră de la 1 ianuarie 2015. Într-o cameră se aflau 20 de muncitori care dormeau. Camera avea 10 metri pătrați, pentru cei 700 de muncitori nu existau decât 3 unități sanitare și mai lucrau și câte 12-14 ore pe zi. Deci, exploatare maximă, ca să spunem așa. Când s-a pus problema aceasta, ce credeți că au făcut fermierii? Că nu numai zona Thüringen e vizată de chestia asta, se mai întâmplă. Cazul din Thüringen nu este o excepție, spune secretarul general al sindicatului IG Bau, Jörg Heinel. În special românii și bulgarii sunt afectați de această situație. Guvernul german vrea să combată această formă de sclavie modernă prin introducerea unui salariu minim obligatoriu. Problema este că fermierii amenință cu creșterea prețurilor pentru produsele agricole, spune Jurnalul Național. Dacă se va adopta salariul minim obligatoriu pentru a elimina această formă de sclavie, fermierii spun că vor crește prețurile cu 10-30%. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam și în altă emisiune, și am auzit și eu vorba aceasta și înclin să cred că în mintea găunoasă a unora ea e din ce în ce mai valabilă. Domnule, zice, chiar și în perioadă de criză, patronul nu trebuie să cunoască criza, nu trebuie să sufere. Și atunci suferă, nu știu, clientul, suferă angajatul, suferă oricine, numai patronul să nu sufere. Adică eu nu cred că dacă ar mări salariul și l-ar duce la salariu minim, fermierii ăștia chiar intră în colaps. Adică, da. Știi cum e? Da, suntem în Germania, cum s-ar zice. Dar mai e vorba și de alte drepturi. Scutirea de muncă în anumite condiții, plata contribuțiilor sociale, dreptul la concediu, la ziua de odihnă, astea nu se mai pun. Păi nu, că patronul vrea profit până nu se mai poate. Și bineînțeles că în Germania a început și lupta politică între partide pe chestiunea aceasta. Nu e interesant că au început politicienii să se certe pe sclavie? Adică asta nici n-ar trebui discutată, asta din start ar trebui eliminată. Trăim în secolul 21 totuși. Să dezbatem așa ceva? Adică ce-i de dezbătut la sclavie? Domnilor, să mai exploatăm niște oameni ca să ne fie nouă bine și să nu ne scadă profitul. Ce ar fi de dezbătut aici? Noi cu cine mai muncim pământul? Nu? Cam așa ar veni. Mi se pare injust, mi se pare nedemn de vremurile secolului 21. Și tot din Occident avem o știre legată tot de românii noștri, de data asta de o naționalitate conlocuitoare, e vorba de etnia romă. Norvegia vrea să interzică cerșetoria, dar are în vizor chiar romii din România. Norvegia vrea să interzică cerșitul în locurile publice în virtutea unui amendament dezbătut ieri în Parlamentul norvegian, o măsură controversată care va afecta în special romii, scrie agenția de presă AFP. Ministrul Justiției Anders Anundsen a invocat o legătură între cerșetorie și delicvență, în special furt. Și acum hai să stăm puțin strâmb să ne gândim drept. Dacă interzicem cerșetoria, vor scade furturile? Va scădea numărul de furturi?
dacă interzicem cerșetoria, ce șanse avem să scadă delicvența? Nu cumva va crește? Ca să nu mai zic că, mă rog, chestiunea asta pare și puțin rasială. Acum nu că apăr eu foarte mult etnia romă, că nu fură numai romii, hai să fim serioși. E adevărat că poate ei sunt mai greu de integrat, au tabieturile lor, comportamentul lor, poate uneori atipic, dar hai să fim serioși. Fură romii pe stradă sau fac cerșetorie. Dar politicienii, dacă ne gândim, când sunt depistate cazurile astea de furt, furt masiv, așa, nu glumă. Sau cerșetoria, când politicienii chiar cerșesc de la popor bani. N-ați văzut politicieni cerșind? Păi nu fuse acum cu alegerile parlamentare că de la buget a trebuit să plătim noi suportul pe care aleșii l-au dat candidaților? Nu asta era știrea momentului atunci? Că poporul va trebui să deconteze cheltuielile pe care parlamentarii le fac pentru a susține candidațiile europarlamentare. Pe aia nu-i cerșetorie. Nu puteau să-i susțină din banii lor. Mă gândesc și eu așa. E adevărat și că Oslo se confruntă cu un număr mare de furturi din buzunare, ca și Berlinul, la o populație de 7 ori mai mică între Oslo și Berlin. Cerșetoria va fi interzisă și va fi pasibilă de amendă sau pedeapsă cu până la 3 luni de închisoare. Din cei 194 de cerșetori numărați în Oslo anul în 2012, acum 2 ani, doar 7 erau norvegieni, restul fiind în principal cetățeni români de origine romă. Da, bun, am înțeles asta, că sunt mai mulți de-ai noștri, dar nu cred că delicvența se va reduce interzicând cerșetoria. Nu vor mai cerși. Vor face altele, mă gândesc eu. Ce ziceți? Reprezentantul stângii socialiste din Norvegia spune că dorește descurajarea acestei minorități de a intra în Norvegia. Păi aici deja ajungem la discriminare. Păi ce, domnule, romii nu sunt cetățeni europeni? Adică putem să-i declarăm persona non grata sau etnie indizerabilă? Cum facem treaba asta? Ce se mai întâmplă? Ia să vedem. Pe de altă parte, presa relatează că cei care cerșesc, dacă li se va interzice, vor fi constrânși să recurgă și mai mult la delicvență, spune un specialist, președinta unei asociații pentru toxicomani, Arlt Knudsen. Păi are dreptate femeia. Cerșetoria e o formă oarecum, să zicem, neviolentă de a face rost de niște bani. Milogeală, pe românește. Dacă interziști cerșetoria, sigur, și furtul e interzis. Și tot se întâmplă. Tot se întâmplă. Adică, nu știu, nu cred că asta este soluția. Eu cred că Europa ratează o discuție esențială pe care ne aruncă tot nouă în curtea noastră, știi? Că ne-a mai expulzat nouă niște etnici romi încoace. Ei ne spun nouă, ne dau lecții de integrare socială. Ia integrați voi! Să vedem dacă reușiți. Păi asta e model de integrare? Nu cred că e o soluție. Nu așa se discută problemele în niciun caz pe tonul ăsta aproape discriminator. Aproape discriminator. Adică ce, romii n-au voie să circule sau cum? Pauză și revenim în partea a doua a Facepress-ului. Stai că eram pierdut în spațiu. Deci chiar acum înainte să intru am găsit o știre, o reclamă, deci ceva nebunitor, ci că cumpără-i copilului haine de botez. Hai că e bine. Cumpără-i copilului haine de botez din noua colecție. Păi, de mine ce înseamnă reclama asta, domnule. Da, bun, hai să trecem la partea a doua a Facepress-ului. Știți că se reduce CASE-ul și toată lumea s-a întrebat de unde o să fie banii, de unde o să ia statul bani pentru buget, de unde se acoperă gaura la buget. Ne explică secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Gheorghe Gherghina, care a declarat ieri că nu sunt probleme, nu sunt probleme cu reducerea CASE, pentru că are de unde. Anticipam și noi săptămâna trecută aici la Facepress, guvernul are în buget o sumă mult mai mare decât este necesar din colectarea taxei pe stâlp. Nu vă spuneam că se reduce CASE-ul, dar vin alte taxe. Adică, pe principiu, iar taxa asta pe stâlp va fi luată tot de la
cetățean, tot de la client. Așa că ce luăm pe mere, dăm pe pere, cam așa se întâmplă. Noi prisesem 448 de milioane de lei pe taxa de stâlp, dar vom colecta de 3 ori mai mult, 1455. Așa că nu avem probleme pentru la anul, dar vor fi luate și niște măsuri pe linia colectării. Pe linia colectării taxelor. Adică recunoaște domnul Gherghina că există și niște probleme pe linia de colectare a taxelor. Adică nu e suficient numai să scrie în lege cetățeanul este obligat să plătească taxe de XYZ. Trebuie să le mai și plătească. Unii mai fac, cum s-ar zice, evaziune fiscală. E, asta aș fi fost interesant, ar fi fost interesant de aflat. Care sunt măsurile prevăzute pe linia colectării. Că vin banii din taxă, ne-a lămurit de săptămâna trecută. Nu mai trebuia să ne zică domnul secretar de stat. Înțelegeam noi și singur treaba asta. Dar care sunt măsurile alea? Pentru că domnul secretar de stat spune și ceva de acordul cu FMI-ul. În scrisoarea de intenție cu fondul și în cea aprobată și cea discutată acum sunt prevăzute o serie de astfel de măsuri. E, alea, care sunt măsurile? Adică ce, cum se îmbunătățește colectarea? Asta m-ar fi interesat mai mult. Că se reduce CASE-ul, știam, că avem taxă pe stâlp. Adică ea e impropriu numită taxă pe stâlp. E o taxă pe toate construcțiile pe care le dețin persoanele juridice. Adică dacă au stâlpi, dacă au diguri, dacă au ziduri, dacă au, nu știu, ce se mai construiește pe fața pământului, construcții metalice, poduri, podețe, pontoane, picioare de pod, piste de avion, șine de cale ferată, tot ce poate fi impozitat în țara asta, râul, ramul, tot ce mișcă poate fi impozitat. Bun, hai să mergem și la o știre care parcă ne mai mângâie așa sentimentul de român, mai ales că vorbim de o zonă care uneori este în minoritate, da, în Harghita și Covasna, românii sunt minoritari în propria țară, dacă nu știați până acum. Angajații prefecturii Covasna au o intenție foarte faină, vor merge la serviciu îmbrăcați cu ie românească de sânziene. Pe 24 iunie, angajații prefecturii Constanța vor merge îmbrăcați în ie pentru a marca Ziua Universală a Iei Românești. Instituția a lansat și un concurs pentru a promova evenimentul. Declarația a fost făcută de prefectul de Covasna, Marius Popică. Și Popică i-a îndemnat pe oameni să se fotografieze îmbrăcați în ie tradițională și apoi să posteze imaginile pe pagina de Facebook a prefecturii Covasna. Persoana care va primi cele mai multe voturi pe baza unui regulament va câștiga un sejur la un hotel din stațiunea Covasna. E foarte frumoasă această știre, nu atât prin prisma, eu știu, zilei naționale sau Ziua Universală a Iei Românești, auzi, Iei Românească a ajuns universală, e și asta un lucru interesant, dar și mai interesant este unde se întâmplă. Pentru că evenimentul ăsta, de fapt, este un eveniment de promovare a tradiției românești într-o zonă populată foarte intens de etnia maghiară. Aici e discuția, o să vedem ce se mai întâmplă, pentru că acolo au mai fost provocări și probleme. Vă aduceți aminte de Sabina, eleva cu bentița tricoloră, despre care s-a discutat o săptămână în România, că vezi, Doamne, ce provocare la adresa nu știu cui, că și-a pus fata bentiță tricoloră. Și dacă și-a pus ce? Ce dacă și-a pus bentiță tricoloră? E un simbol național. Eu știu că unora pe acolo mai ales nu le sună bine românește și nici limba română în instituțiile oficiale și nici drapelul și nici locul că vor autonomie, că vor de asta. Eu zic să ne mai gândim. Eu zic să ne mai gândim că totuși trăim în România. Eu zic să ne mai gândim. Cui nu-i place, granițele sunt deschise, ca să vorbim așa. Nu, fără ceartă sau ură sau Doamne ferește, dacă nu vă place în România, fraților, granițele sunt deschise. Dar ce e România, deocamdată? Știu, e greu. Repet, românii în acea zonă sunt minoritari. Știi ce greu e? Eu stau de vorbă cu oameni de acolo. Păi, când te trezești că, de exemplu, dau două exemple. Când te trezești cu zidurile măzgălite de înjurături adresate românilor,
Nu te simți bine. Când te trezești că te duci în piață și zici, bună ziua, aveți cireși? Se zice, e, românio, de parcă ar fi văzut cine știe ce urâțenie. Nu-i frumos. Ca să nu mai zic și de altele. Intratul cu tractorul în mănăstire, culcat florile, dărâmat pe acolo, amenințat personalul monahal, păi ce suntem acolo, în țara nimănui? Mai sunt taberele astea de antrenament. Ia să vedem Iobicu, trebuie să stăm cu ochii și pe Iobic ăsta, că a câștigat în Ungaria europarlamentarele. De fapt, extremismul e destul de în creștere, spuneam. Venim și la zona alimentară, Super Banana. Super Banana americană, de unde putea să fie Super Banana decât din America. Americanii testează o Super Banană, o banană de fapt modificată genetic, spune Telegraful, care va fi testată clinic înainte de posibila producție pentru comercializare în Uganda. Auzi, dar cum se testează clinic o banană? O dai unor oameni, nu? Să vezi dacă pățești ceva. Știi că e o zonă de care se vorbește mai puțin din când în când presa relatează că sunt companii care fac teste pe oameni și nu informează. Teste medicale, pe bune, știi? Dar oamenii nu iau act de așa ceva sau semnează în orb, cum s-ar spune. De ce această banană modificată genetic? Pentru că banana are o concentrație de beta și alfa caroten transformate în vitamina A, o concentrație superioară bananei africane obișnuite. Lipsa de vitamina A ucide între 650 și 700.000 de copii pe an în întreaga lume și cel puțin 300.000 vor pierde vederea din această cauză, spun responsabilii. E umanitară și lăudabilă intenția de a face un aliment mai bun pentru a suprima anumite carențe sau pentru a preveni anumite boli, dar mi-e teamă că banana asta o să ajungă tot subiect de profit și de comerț. Mi-e teamă că nu o să ajungă banana la copilași ăștia care mor și la cei care își pierd vederea din lipsă de vitamina A, ca să nu mai vorbesc de faptul că dacă vrei vitamina A, nene, că vorbim de vedere, tot românul care o mai știe, că nouă la școală ni s-a spus, acum la școală nu știu ce li se mai spun tinerilor, ce li se mai spune, morcovul. Morcovul are vitamina A, să tot rânței ca iepurilă. Rânței la morcov până nu mai poți și e bine. E bine că are vitamina A, adică de ce trebuie să transformăm banana în morcov când avem morcov? E cu semnul întrebării știrea asta. Eu cel puțin... Uite, pe din afară, banana modificată genetic va arăta la fel, dar pe interior va avea culoarea portocalie din cauza noului conținut. Da? Vedeți? Seamănă cu morcovul. Morcovul cum e? Auzi, dar poate o să facem morcov sub formă de banană. Eh? N-ar fi interesant să avem morcov sub formă de banană? Hai să zăpăcim creația lui Dumnezeu că n-avem noi vitamina A. Păi e morcov, vitamina A câtă vrei. Tocmai asta, vitamina A și beta-carotenul ăsta și alfa-carotenul au o culoare portocalie și de asta morcovul e morcov și banana e banană. Dacă va reuși testul, zice-se, prin 2020 se va lansa producția și plantațiile s-ar putea extinde ulterior în Rwanda, Republica Democratică Congo, Kenya și Tanzania. Repet, dacă intenția este umanitară, foarte bine, felicitări. Mă gândesc că prin țările astea nu se pot planta morcovi. Dar în rest, nu știu, nu-mi sună bine. Rămâne să vedem. De om ajungem noi sănătoși până în 2020, că pericolele cică ne tot pasc. Trecem la următoarea știre, o știre aiuritoare, o știre strâmbă, o știre care nu și-are locul. O astfel de știre eu n-aș fi dat-o dacă aș fi dovadă că nu e... nu prea e prin presa românească, dar mă gândesc la specialiștii care au lansat-o. Fiți atenți, aici știre venită din Marea Britanie. Specialiștii britanici au avertizat consumatorii de carne de pui să nu mai spele carnea crudă de pui, deoarece această practică crește riscul de intoxicație alimentară. Adică, pe românește, dacă speli carnea, te intoxici. Păi cum? Păi zice așa expertul. În momentul în care speli carnea, bacteria Campylobacter se ia pe mâini, pe suprafețele de lucru, pe haine și pe echipamentul de gătit. Adică prin spălare iese bacteria din carnea de pui și se duce pe unde apucă și ea. Mă, te gândești că spălarea tocmai rostul ăsta îl are, să spele un aliment ca să îl curețe. Acum eu întreb, bun, dacă ar fi să mă iau după specialist, nu spăl carnea de pui.
Și unde rămâne campylobacter ăsta? Nu rămâne în carnea de pui pe care o mănânc, că de-aia am cumpărat-o. De asta zic, ceva nu se leagă. E genul de știre să te mire, știi? Și dacă nu o spălăm, o mâncăm. O mâncăm nespălată. Cifa, care-i soluția? Ia să vedem, care-i soluția? Interesant, zice știrea, majoritatea dintre persoanele studiate, 4500 de adulți, au spus că spălau carnea de pui. Deci vă gândiți că și prin Marea Britanie mai sunt unii care nu spală carnea de pui? Adică dacă majoritatea o spălau, erau și unii care nu o spălau. Bun, înțeleg, deci poți să te infectezi cu campylobacter ăsta. Și dacă nu o spălăm, cum scăpăm de bacterie? Că n-am înțeles. Prin coacere, adică punem direct carnea în, acolo în ce o gătim noi, în oala de gătit, și o prăjim și o fierbem și o părpălim pe grătar, pe ce-o fi, și dispare bacteria asta? Asta să mâncăm carne friptă și nespălată sau cum? Nu înțeleg. Deci o știre care, repet, n-are ce căuta în presă și culmea e că sursa este BBC. BBC, celebru canal de presă din Europa. Pauză și revenim în ultima parte a Face Press-ului. Am revenit la Face Press, ultima parte. Între timp aici în pauză ne-am hotărât în colegiul nostru tehnic în emisiune ce facem cu puiul, îl spălăm sau nu. A venit soluția de la unul din colegii de aici care a spus, domnule, îl spălăm cu dușul. Și a rezolvat problema, nu să mai ia nici pe mâini, nici pe haine, nici pe oala de gătit. Nu, îl spălăm cu dușul și rezolvăm. Sau dacă vă convine o adjornare a acestei chestiuni, mergem și îl spălăm în apa de mare. Că e marea cât vrem noi de mare. Îi invităm BBC-ul să se documenteze la fața locului, să nu mai vină cu știri din astea iuritoare, nu spălați carnea de pui. Păi și ce să facem cu ea? Hai să începem partea de suflet, cuvânt de folos, doxologia.ro ne învață astăzi despre milostenie. Sfântul Serafim de Sarov, să fim milostivi față de cei săraci și triști. Înainte de a da milostenie cuiva care o cere, privește-l cu ochi veseli și mângâie-l în necazul lui cu vorbe blânde. Milostenia e de două mari forme. Există o milostenie trupească, adică a ajuta pe cel aflat în nevoie, a-i da ceea ce îi trebuiește, dar există și o milostenie sufletească, adică o mângâiere sufletească, o îmbărbătare, o întrajutorare, cum am spune noi, compătimire cu cel aflat în întristare și în suferință sufletească. Lucru care se întâmplă foarte greu și acesta. Ai zice că poate milostenia trupească unora le este inaccesibilă, că, mă rog, poate nici ei n-au ce le-ar trebui. Deși practica a dovedit-o că tot cel sărac se împrumută și dă, cum spune Scriptura. Dar pe de altă parte, milostenia sufletească nu te costă nimic. Nu te costă ceva din cele materiale, nu-ți vine factură la ușă, nu te pune să plătești nu știu ce. Milostenia sufletească este doar o compătimire, un gest de compasiune față de cel de lângă tine care este întristat sau, eu știu, aflat într-un necaz sufletesc. A fi alături de cineva sufletește, asta nu presupune decât omenie, presupune umanitate, presupune dăruire și dragoste de aproapele. Da? Să faci din problema aproapelui tău problema ta este o deviză creștină foarte frumoasă. Din păcate, în vremurile de astăzi, foarte greu se face și milostenia sufletească și nu înțeleg de ce. Pentru că, hai, repet, aia trupească, poate că sunt probleme pe aici, pe acolo. Dar cu cea sufletească, de ce merge greu? Vedeți, problema tot dinăuntru pleacă, tot interiorul omului, tot inima, dar îndemnul lui Dumnezeu este clar. Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Păi, dar pe de altă parte, noi nu-i cerem lui Dumnezeu toată ziua. Dă-ne, fă-ne, drege-ne, ajută-ne, dă-ne, Doamne, fă-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne. Bun, e milostiv cu noi, dar la rândul nostru n-ar trebui să fim și noi? Și asta ține, repet, înainte, dincolo de limita creștină a desăvârșirii, ține de limita umană, de a fi alături de cel de-o seamă cu tine. De-o seamă cu tine nu în sensul vârstei, ci al constituției. Oameni suntem toți. N-avem nimic în plus
decât daruri și obligații. Nimănui să nu fiți datori cu nimic decât cu dragostea, spunea Sfântul Apostol Pavel. Uite, un alt exemplu, spunea Pavel, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera. Cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Vezi, contează foarte mult calitatea interioară. Dacă vreți, chiar și educația. Un exemplu l-avem chiar la Cupa Mondială. Și presa n-a prea relatat treaba asta și m-am îndurerat într-un fel așa, m-am întristat și eu zic, uite, vezi, un gest de bună cuvință nu prea e relatat de presă, îl găsești pe aici, pe acolo, când de fapt ar trebui să fie o discuție națională pe acest subiect, pentru că ne plângem de problema gunoaielor în zonele publice. Tot timpul spunem să fac alții, sigur, fac și alții, că de-aia avem servicii publice. Dar pe de altă parte, uite gest aici. Dovadă de educație, bun simț și civilizație a suporterilor japonezi prezenți la Cupa Mondială. După ce s-a terminat meciul, primul meci al Japoniei la Cupa Mondială s-a terminat cu înfrângerea niponilor. Japonezii au luat bătaie. Motiv de întristare, de depresie, mai și ploua, era destul de urât afară, deci o vreme de aia, cum s-ar zice, nici câinele să nu-l scoți din casă, mai iei și bătaie, mai ales dacă ești microbist, depresia îți bate la ușă. Ce au făcut ei? Un lucru foarte frumos. După terminarea meciului, suporterii niponi au rămas în tribune și au făcut curățenie în sectorul pe care l-au ocupat pe stadion. Au adunat tot gunoiul în saci menajeri, iar gestul, zice presa, a stârnit admirația întregii planete. Da, admirația n-ajunge. Admirația nu ajunge. Ar trebui să fie învățătură de minte. Vezi? Vezi ce înseamnă calitatea umană? Chiar și când iei bătaie, chiar și sub asediu unei condiții meteorologice destul de neconfortabilă, ploua pe stadion. Da? Chiar și așa, ia uite, s-au aplecat frumos și au strâns tot gunoiul pe care l-au făcut ei, că de la meci mai spargi o sămânță, mai arunci un pet, mai bei o doză de bere, eu știu ce mai faci pe la meci pe acolo, ce mai fac microbiștii. Uite, frumușel, au lăsat locul lună. Frumos. Felicitări, s-ar putea spune. N-ajung. Nici felicitările, nici admirația, nu. Trebuie pus osul la treabă. Asta este calitatea umană. Ca vă închipuiți, acum, sigur, dacă băteau și erau așa de euforici, probabil uitau să mai facă curățenie. Ar putea spune o gură de asta rea să vină să spună, domne, analizând situația, ei au făcut lucrul ăsta din depresie. Adică au fost așa de dezamăgiți că nu le-a mai rămas decât să strângă gunoiul. Hai că astea sunt explicații prea, spuneam noi când eram mici o vorbă de asta, că mă trombonești. Hai, domnule, lăsați-o, prea din trombon, știi, adică chiar așa ne luați de papagali. Că sunt studii de astea, auzi tot felul de studii care vin cu niște explicații cum a fost ăla, carnea de pui. Că să nu o spălăm, că ne îmbolnăvim. Și ceva ce, o mâncăm așa? Deci nu cred că dacă erau bucuroși suporterii japonezi, nu cred că nu făceau curat. Asta e o dovadă de civilizație, de bun simț, de cei 7 ani de acasă, dacă vreți. Și rămânem în zona fotbalului, unde avem un scandal destul de mare, ca să vezi ce înseamnă, până și în fotbal a pătruns spionajul. Cum? Ce ai putea să spionezi în fotbal, înainte de toate? Ce ai putea să faci în fotbal ca să spionezi? Tragi cu ochiul la echipa adversă. Da? Când? Păi când se antrenează. Că înainte era o altă formă de spionaj. Mi-aduc aminte, la antrenamentele tactice se urmăreau casete video cu jocul celorlalți. Dar jocul era public, nu era spionaj. Adică se analiza jocul televizat. Acum, mai nou, de când cu dronele acestea, uite-o că așa a apărut acolo în spatele meu, ce au făcut anumite echipe? Au angajat companii de-astea cu drone care au întins dronele în înaltul cerului și au spionat pe fotbaliștii care se antrenau, spune Russia Today. Dronele sunt folosite din ce în ce mai mult. Ne dorim
să nu mai apară intruși în intimitatea noastră, dar este foarte greu să lupți împotriva lor în aceste zile. Eu v-am zis că treaba asta cu dronele a fost imediat înțeleasă de autorități, care au și pus pe masă o discuție în privința acceptului de zbor al dronelor, pe unde au voie, pe unde n-au voie să zboare și așa mai departe. Cu ajutorul dronelor, adversarii Franței ar fi aflat schemele tactice pregătite de echipa Franței în ultimele zile. Delegația Franței, niciuna, nici două, a făcut plângere oficială, iar FIFA a anunțat că a început o anchetă. Și ce să anchetez? Că niște domni plimbau niște drone pe deasupra stadionului? Deocamdată nu se știe cine sunt proprietarii dronelor care au survolat spațiul aerian de deasupra terenului pe care se antrena echipa franceză. Da, mă rog, acum nu cred că e un cap de țară să afli cine erau proprietarii dronelor. Problema este că vedeți din ce în ce se va pune discuția asupra autorizației de zbor a acestor drone. Dom'le, practic vorbind, e și o chestiune de intimitate. Ia închipuiți-vă că, știi, îți faci o curte, cum își fac unii, o curte de-aia cu zid gros, cu arbuș, să nu se vadă nimic înăuntru. Și vine unul de ăsta cu o dronă de pe stradă și o plimbă pe deasupra curții tale așa și te filmează frumos și cum e? Cum e? Sigur, e o discuție, pentru că, de exemplu, în ceea ce privește accesul presei, se știe că e vorba de accesul pe spațiu public. Acum, cât de public e spațiul de deasupra curții mele, de unde începe spațiul aerian public unde drona poate să zboare. Așa, sigur, și cu satelitul mă fotografiază în curte, mai ales sateliții de mare rezoluție de spionaj american. Păi asta se întâmplă la nivel oficial, dacă e să o luăm așa. O amărâtă de dronă nu e cu nimic mai deosebită de un satelit american care mă fotografiază, sigur, mult, mult de mai sus, foarte sus, față de dronă care mă filmează, nu știu, 50, 60, 100 de metri, cât de sus poate să zboare o dronă din asta. Dar, vedeți, discuția e... Eu cred că se va ajunge la un, dar la un consens de genul drona n-are voie să coboare sub 100 de metri. Că deja sub 100 de metri trebuie să devină, dacă vrea să filmeze peste 100 de metri, trebuie să devină foarte performantă. Iar s-o adus sub 100 de metri, dau un exemplu, asta cu 100 de metri, va fi destul de dificil că nu se va mai permite legea. Oricum, va fi interesant de studiat evoluția, pentru că, vă repet, asta cu dronele e din ce în ce mai interesant, este că știrea apare pe Russia Today. Adică nici rusul nu stă degeaba, știi? Dacă citiți Russia Today, primul capitol dedicat știrilor este USA. Nu? Adică, evident, cu ce se ocupă site-ul acesta de știri. Încheiem Facebook-ul de astăzi cu iubitorii de câini. Foarte multe discuții au fost în România cu eutanasierea, cu iubitorii de câini. Specialiștii vin acum să pună puțină sare pe rana iubitorilor de câini. Un studiu recent descoperă faptul că iubitorii de câini tind să se impună mai mult în societate, în special față de cei care preferă pisicile, și tot iubitorii de câini ar avea orientări politice mai conservatoare și tind să discrimineze mai mult. Acum, eu nu văd unde e legătura, dar se poate observa, de exemplu, că într-adevăr cei ce iubesc prea mult câinii, animalele, ajung într-o formă de dependență. E, dacă vorbim de dependență, da, putem să ajungem și la discriminare, și la impunere, și la toate astea. Păi nu vezi că uneori săracii hinghieri sunt luați la bătaie, pur și simplu luați la bătaie. N-am avut noi știri, am văzut o știre și pe la Neptun TV, la un moment dat, mașina hinghierilor din Constanța a fost luată la bâtă, pur și simplu, de un cetățean foarte supărat, că au venit să-i ridice maidanezii, domnule, din fața blocului și nici una, nici două a pus mâna pe bâtă și a administrat niște lovituri serioase. Mă rog, a încercat să dea și în echipaj, dar oamenii s-au ferit. Mașina n-a putut să se ferească, a încasat vreo două, trei bâte, am înțeles eu din știre. Adică, eu înțeleg că iubirea este un sentiment divin, că iubirea este o virtute creștină, dar ea trebuie păstrată în zona virtuții, nu transferată în zona dependenței. Nu punem câinele mai presus de om.
că în toată discuția asta cu câinii și cu maidanezii, la un dat am avut senzația că în România câinele devine ce a devenit vaca în India, știi? Adică animal sfânt. Îl punem pe soclu și nu-l atingem. Vai să nu vă atingeți de maidanezi, dar ceau. Dar noi masacrăm milioane de animale în interesul nostru, al umanității, sigur, cu voie divină, că de-aia au fost lăsate animalele ca să ne fie de folos nouă, oamenilor. Dar ce facem? Pe câine îl transformăm în obiect intangibil? Nu cred că e problema, ales când câinii devin o problemă socială. În rest, sigur, câinele face foarte bine la casa omului, în cotineața lui acolo, sau cotețul lui, nu cotineața, care e la găini, în cotețul lui să stea frumos, să apere, să fie pe lângă casa omului. Da, toate animalele au rostul lor, dar când rămân fără stăpân, câinii se transformă în niște fiare. Pentru că ăsta a fost rostul câinului, să aibă stăpân. Ori dacă vrei să aibă stăpân, ia-l lene acasă. Nu-l lăsa pe câmp sau pe stradă așa, liber. Bun, ce mai zice știrea respectivă? Iubitorii de câini au un simțământ al competiției mai dezvoltat. Probabil e din tendința asta de a-și apăra iubirea. Și stăpânii câinilor sunt mai dispuși să accepte și să încurajeze inegalitatea socială, adică discriminarea. Sigur, acum nu știu cât de credibil o fi studiul ăsta, eu am anumite rezerve, dar că iubitorii de câini uneori tind să discrimineze, da, ei nu mai fac diferențele necesare. Repet, când iubirea ajunge dependență, că în rest e liber la iubit animale, fiecare să iubească animalul, pentru că animalul este în slujba omului, dar să-l iubească înțelepțește, adică cu înțelepciune, nu să-l iubim așa, trăind o dependență, urându-ne unii pe alții, din cauza că suntem dependenți de animale, mâncăm la mama de bubică și nu știu. Da, domnule, ia-l în casă, spală-l, hrănește-l, pune-i lesă, zgardă, plimbă-l, fă-i ce știi tu, foarte bine, problema ta. Nu te da iubitor de câini lăsându-i pe stradă să-i muște pe alții care sunt aproapele tău. Asta nu se cuvine. De asta probabil de aici e sentimentul de discriminare. Dar nu vrem să discriminăm celelalte emisiuni Neptun TV, așa că punem punct Facebook-ului. Vă aștept și mâine de la ora 9 la Neptun TV și Radio Dobrogea. Toate cele bune, să aveți o zi binecuvântată. Doamne ajută!